Bună mămici, viitoare mămici, am o miliard de emoții. Sunt în sfârșit aici cu domnul doctor Radu Botezatu și o să începem acest interviu mult așteptat și de mine și cred că și de voi. Așa că o să încep cu prima întrebare. Presupun că nu mai trebuie să vă introduc, că deja vă poate googlui toată lumea și știu mămicile despre voi. Ați primit foarte multe laude de la mine, nu întrebări, cât mămicile îmi scriau că vă mulțumesc foarte mult că existați. Deci, mulțumesc frumos de apreciere și de invitație. Și eu vă mulțumesc că ați acceptat și că v-ați făcut timp. V-am zis că eu am emoții, s-ar putea să mai strălucesc cuvinte. Prima întrebare, așa intrăm în pâine direct, o întrebare destul de grea și destul de primită de la multe mămici. La cât timp se poate naște natural după o cezariană? Ce ar trebui să știm? Și dacă este această situație, dacă avem această situație, se poate naște cu medicul de vardă sau ajungem la cezariană din nou? În general, ghidurile pe care le avem la dispoziție în momentul de față recomandă intervalul de un an de la momentul cezarienei până la momentul conceperii celui de-al doilea copil. Deci e considerat sigur pentru a încerca o eventuală naștere după operație cezariană, că marea majoritate a situațiilor la acest lucru se referă, e considerat sigur intervalul acesta de un an. Aha, deci cam cum ar veni un an, cam 2 ani ar veni următoarea. Cel mai devreme un an și cele 9 luni că durează perioada de gestație. Mămicile sunt destul de speriate cumva de treaba asta, pentru că nu sunt foarte mulți medici care fac adică care asistă nașteri naturale după cezariană în România. Există suficient personal medical în România și cel puțin în București care e calificat pentru acest tip de naștere. Diferențele foarte mari față de un travaliu normal nu există. Uh-huh. Practic, travaliul se desfășoară la fel ca un travaliu fără acea cicatrice, doar că ceea ce trebuie să știe mămicile e că acea cicatrice e o zonă slabă pe peretele uterin, care în momentul contracției, în momentul travaliului, are un risc de ruptură. În exact. Momentul în care se rupe, e o complicație foarte importantă și foarte severă, care necesită intervenție rapidă. Da, deci intervenția trebuie să meargă... reprezintă nașterea de urgență. Acest lucru, întâmplându-se destul de rar, adică o incidență de 0,5% după ultimele studii, adică un caz în 200, ne îndeamnă să asigurăm gravida că poate să nască natural după cezariană, dacă nu are și alte contraindicații care sunt împiedice să meargă pe această cale. Bun, dar măcar o cezariană la cald se poate. În cel mai rău caz, dacă mămica e foarte speriată, să zicem, și are o frică foarte mare, ar putea tot să încerce o cezariană la cald. E o discuție legată și de cezariană la cald. Cezariana la cald, e definiția cezarienei la cald, înseamnă o operație cezariană în momentul debutului travaliului. Exact, da. Care comportă aceleași riscuri cu un travaliu pe uterul cicatricial. Adică mămicile care își propun să facă acea cezariană în timpul travaliului trebuie să aibă cunoștință de faptul că în timpul travaliului există acest risc, chiar dacă ele planifică să nască tot prin operație cezariană. Travaliul e ceva imprevizibil, poate să meargă foarte repede sau foarte, foarte lent. În momentul în care așteaptă declanșarea spontană a travaliului, se pot trezi în situația în care dilatația este foarte mare și să fie mai sigur să nască natural decât planificat cezariană la cald. Adică trebuie să aibă în vedere și acest lucru. Bun, perfect. Mulțumesc mult. A doua întrebare. Avem nevoie de o moașă în timpul sarcinii sau cum ne pregătim pentru naștere și ajung doar vizite la doctor și informațiile din cabinet, care știm că sunt destul de scurte, cel puțin așa au fost la mine. Avem nevoie de o moașă în timpul travalului și al nașterii, dar după, în perioada de lăuzie. Doar de moașe. Răspunsul este da, cu siguranță. Avem nevoie de moașe și înaintea nașterii, și la naștere, și după naștere. Consultațiile din cadrul vizitelor la medic sunt insuficiente pentru pregătirea la naștere. De aceea există în momentul de față diverse cursuri care se pot urma de viitoarele mămici, școala părinților, numele cel mai frecvent întâlnit. Dar, și de tătici, de altfel. Și de tătici, da.
Dar avem nevoie de aceste moașe care să concilieze gravida cu privire la ceea ce înseamnă nașterea naturală, ceea ce înseamnă beneficiile nașterii naturale, cum se desfășoară nașterea și pentru ca gravida să aibă cunoștință despre ceea ce urmează să se întâmpla. Dacă ne bazăm doar pe consultațiile cu medicul, ne vom trezi în situația în care avem de-a face cu o gravidă insuficient pregătită pentru nașterea vaginală, pentru nașterea naturală, o gravidă care, în cazul în care nu e un travaliu foarte scurt, care se poate fi gestionat, un imprevizibil, se poate fi gestionat ad hoc, da, se poate solda cu cerința de a finaliza nașterea prin operație cezariană de către gravida respectivă, care e insuficient pregătită pentru naștere. Deci da, recomandăm vizitele antenatale cu moașa, păcat că avem insuficiente moașe pentru toate gravidele care urmează să nască. Avem nevoie de moașe și în timpul travaliului, avem nevoie de moașe și după naștere pentru susținerea în alăptare și pentru exercițiile care se recomandă după naștere. V-am întrebat de moașele de moașe după naștere, pentru că am o prietenă în Olanda, aveam mai multe cunoștințe în Olanda și îmi povesteau că acolo moașa vine cam 2 săptămâni după ce naști și îți face de la curățenie, îți dă toate informațiile de care ai nevoie. E ca un fel de mamă care nu-ți spune ce trebuie să faci la modul ăla, știi cum îți spun mamele, ci foarte practic și este extrem de util. Mai ales că îți face și mâncare și curățenie, mi se pare extraordinar. Da, bine, e un serviciu wow. Da. Probabil sunt niște servicii conexe, dar moașa care asigură asistență după naștere, de exemplu în Marea Britanie se numesc Community Midwives, și sunt dintre cele mai experimentate moașe care au lucrat în spital și care au decis să își desfășoare activitatea la domiciliu și din moașele acestea sunt și cele care asistă nașterea la domiciliu. Da, oricum ai nevoie, oricum după naștere de consiliere în alăptare, indiferent dacă ești la al doilea copil, pentru că am multe prietene care au zis că au alăptat foarte mult și la al doilea copil efectiv au avut nevoie de consiliere. Deci de consiliere în alăptare avem nevoie chiar și după un prim copil. Principala problemă semnalată de mămici la naștere e suportul insuficient în alăptare, iar asistentele care sunt angajate să îngrijească mămicile după naștere sunt insuficiente pentru a asigura acest suport. Da, deci n-au timpul necesar și avem nevoie urgent de înființarea acestei meserii pentru a putea angaja acești consultanți în lactație în cadrul spitalelor. Fac și o paranteză că m-am uitat ce ai nevoie ca să te faci consilier în lactație. Și nu e ușor deloc. Adică mi-aș fi dorit și eu, mi se pare extraordinar ca meserie. Dar mi-am dat seama că e foarte greu, adică nu e deloc ușor, ai nevoie de foarte multe ore în spital, sunt acolo multe, multe cerințe, dar mi se pare un job foarte frumos și ăsta și cel de moașă, amândouă. Chiar m-am tot gândit la ambele și cel de dula mi se pare extraordinar de... Cu siguranță și satisfacția profesională pe care o ai când vezi că ai reușit să atașezi un copil la sân și să... Am făcut asta cu prietena mea cea mai bună și a fost extraordinar de satisfăcător, da. Adică am avut așa o bucurie și o, Doamne, nu pot descrie în cuvinte, de-aia m-am și gândit, am și căutat și am zis, ok, nu e chiar atât de ușor cum pare. Da, bine, specialiștii se creează greu, nu e o meserie ușoară nici asta. Asta trebuie să înțeleagă lumea, dar... că nu ești consilier în alăptare, că vezi 2-3 copii și așa, e chiar o chestie serioasă și are nevoie de foarte mult timp. Și atunci trebuie să aibă încredere în consilierul în alăptare, pentru că chiar e un expert. Absolut. De exemplu, consilierea în lactație și startul în lactație, știm că sunt și studii recente făcute, fac o diferență semnificativă în adaptarea nou-născutului la viața extrauterină, plus dezvoltarea în viață, adică beneficiile lactației sunt imense. Ca să nu mai spunem și de beneficiile mamei. Absolut. Ajută foarte mult conectarea cu bebelușul. Adică pe mine cel puțin m-a ajutat. Eu am o problemă cu tiroida și credeam că sigur o să fac depresie postnatală și eram pregătită pentru cei mai rău. Și tot așteptam și zic, n-am nimic, sunt super bine. M-a ajutat foarte mult conexiunea cu bebe și că l-am avut la sân de la început și că alăptarea a fost ok, adică alăptarea. Să trecem la 3. Vreau să vă întreb despre incontinența urinară. Pentru că în sarcină multe femei au și eu am avut incontinență în sarcină și cred că așa mi-am și dat seama că sunt în sarcină, că strănutam și eram chiar de la început.
are legătură cu tipul nașterii, o viitoare incontinență urinară și ce se poate face dacă trebuie să mergem la ginecolog sau la urolog? Există, această problemă e împărțită în două. Există incontinența urinară în timpul sarcinii și există incontinența urinară după naștere. Sunt mecanisme total diferite. Incontinența urinară în timpul sarcinii este dată de hormonii de sarcină care modifică diverse structuri anatomice, sfinctul uretral și pereții vezicii urinare, care se asociază și cu compresia uterului pe vezica urinară. Practic, vezica, având o capacitate mai mică, se declanșează reflexul de a urina mai rapid și câteodată, umplându-se brusc, se declanșează pur și simplu urinatul fără a avea reflex. 80% din femei se confruntă cu incontinența, acest tip de incontinență urinară, măcar o dată pe timpul sarcinii. Nu e ceva neobișnuit, nu e ceva care trebuie neapărat tratat, pentru că nici nu există un tratament specific și e o situație care după naștere de obicei dispare. Okay. Incontinența urinară după naștere, în schimb, este dată de tulburări la nivelul planșeului pelvin. Este mai des întâlnită după nașterea naturală, mai rar după operația cezariană, dar nu e o conexiune semnificativă statistică. Adică există un grup de paciente care au incontinență urinară și după operație cezariană, pentru că planșeul pelvin, presiunea pe planșeul pelvin este în principal dată de perioada sarcinii și de timpul în care a stat copilul în abdomenul matern, în uter, și nu neapărat de mecanismul nașterii. Bun, vă mulțumesc. O întrebare grea. Când se administrează oxitocină și de ce? Pacientele, mămicile, trebuie să știe că oxitocina e un hormon artificial, similar cu hormonul natural care e secretat în organism în momentul în care se declanșează travaliu. Oxitocina e hormonul care stimulează contracțiile uterine. El se secretă de la nivelul unei glande din creierul pacientei. Avem multiple situații în care avem nevoie de acest hormon. De cele mai multe ori îl folosim după naștere. După naștere, uterul are tendința de relaxare la unele paciente și cu administrarea acestui hormon ajutăm contractilitatea și oprirea sângerării. Altă situație în care folosim oxitocina e în timpul travaliului. Există anumite travalii patologice care nu merg cum ne-am așteptat să meargă și care au nevoie de o intervenție astfel încât să se poată continua nașterea pe cale vaginală. Există anumite situații în care pur și simplu dilatația se blochează la o anumită deschidere a colului uterin, iar variantele de a finaliza nașterea rămân două: ori administrarea acestui medicament, ori terminarea nașterii prin operație cezariană. Ar ajuta totuși și o lumină mai difuză și un mediu pentru gravidă care să o ajute să secrete oxitocină natural? Pentru că, din câte am citit, oxitocina se secretă mai degrabă când gravida e relaxată, când e un mediu propice nașterii. Bineînțeles, există și studii cu privire la așa ceva. Dar, din păcate, ce se întâmplă? Aceste medii nu pot fi create în spitalele din România sau foarte rar prin spitalele private pot fi create mediile acestea relaxante, astfel încât să se stimuleze secreția de oxitocină endogenă. De cele mai multe ori în spitalele publice aglomerația e foarte mare, iar capacitatea, infrastructura spitalelor de a oferi acest lucru e limitată. Astfel ne trezim în situația în care avem nevoie de un medicament să reușim să susținem nașterea pe cale vaginală. Bineînțeles, această administrare de oxitocină ar trebui să fie limitată strict în cazurile în care lucrurile nu merg corespunzător și nu în situațiile în care nevoie de a grăbi travaliu sau de a declanșa nașterea înainte de a se declanșa spontan travaliul. Da, dar în multe cazuri de genul este de recomandat de a rezerva acest hormon strict în cazul în care avem nevoie, pentru că administrarea de oxitocină
are și efecte negative. Pe lângă faptul că stimulează contracțiile, poate să cauzeze și stres al fătului. Cred că asta contează, adică aici contează și cantitatea de oxitocină pe care o primește gravida. Da, bineînțeles, ea se dozează cu ajutorul unor aparate care au o infuzie controlată. Eu am primit oxitocină și știu că nu mă pricepeam atunci foarte bine la asta și știu că moașa îmi spunea, ți-am pus cea mai mică doză posibilă și nu înțelegeam atunci, după care am înțeles ce vrea să-mi spună. Da, da, da. Avantajul oxitocinei e că e un hormon cu perioadă de înjumătățire mică, adică în momentul în care perfuzia se sistează, și efectul se întrerupe foarte rapid. La 2 minute, efectul se întrerupe, deci e ca și cum n-ar fi fost administrat. Este un avantaj foarte mare, pentru că în momentul în care depistăm acel stres fetal, da, putem să revenim, închidem perfuzia și... De asta se și poate administra. Exact. Bun. Când e indicată inducerea nașterii, că tot vorbeam, și ce presupune mai exact? Ce variantă avem până la oxitocină? Avem la dispoziție în România toate substanțele care sunt disponibile la ora actuală la nivel mondial. Inducerea nașterii se poate realiza cu multiple substanțe artificiale, de la prostaglandine, această oxitocină de care tocmai am discutat, anumite manevre pot declanșa nașterea, nu neapărat substanțe. Și în Olanda se folosește, cred poate și în alte părți, ulei de ricin. Uleiul de ricin a fost folosit o perioadă lungă pentru declanșarea nașterii. Recent sunt anumite studii care au evidențiat că au un efect nociv asupra fătului. Eliminare de meconiu, aspirație de meconiu, și noi nu l-am recomandat și nici nu recomandăm pacientelor să-și administreze acest ulei de ricin. Bun, și cred că a fost scos și de pe piață în țările în care se recomanda. E ciudat că am o prietenă care a născut în Olanda acum 4 probabil luni. Probabil să mai recomandă non-oficial. Aha, ok. Da. Au tot... Bun. Ruperea membranelor e demonstrat că ajută începerea travalului sau grăbește travalul său? E doar un mit, o supoziție? Da, este o manevră care se poate face și care declanșează travalul într-un procentaj destul de mare de la mine de a fost, v-am zis, la mine s-a rupt apa și după multe ore nu aveam contracții. Adică aveam niște contracții care credeam că sunt contracții, dar nu mi se întărea uterul. Și eu eram chiar fericită, ziceam, mamă, ce travaliu, fain, ce ușor e tot. Și a venit moașa și mi-a zis că n-am contracții. Da, există un grup de paciente cărora li se rup membranele înainte de dilatația colului și aceea e o situație în care e un pic mai deosebită și care posibil să aibă nevoie de medicație suplimentară, antibiotic sau augmentarea travalului. Dar atunci când membranele sunt rupte pe un col pregătit pentru naștere, de cele mai multe ori declanșează nașterea și e un mecanism pe care, o metodă pe care o avem la dispoziție pentru a declanșa acele nașteri care au nevoie de inducție. De exemplu, ceea ce vedem des în România, din ce în ce mai des, e diabetul de sarcină, diabetul gestațional. Și diabetul gestațional are o indicație de naștere înainte de termen, pentru că peste termen pot să apară anumite complicații metabolice sau diverse alte complicații. Da, în România se ajunge foarte mult la cezariană când există diabete. Da. Indicațiile sunt de naștere, nu neapărat de inducție. Marea majoritate probabil că aleg varianta cezariene pentru a nu se practica această inducție. Dar pacientele trebuie să știe că inducția se realizează în condiții de siguranță și monitorizarea permanentă poate să se sesizeze în momentul în care ceva nu funcționează corespunzător, iar atunci se pot schimba planurile. Faptul că am planificat o inducție și nu a avut succes nu înseamnă că s-a întâmplat ceva rău cu copilul sau s-a întâmplat ceva rău cu organismul acelei paciente. Eu m-am gândit că naștem la spital tocmai pentru că acolo este safe și avem cezariana oricând ca asul din mânecă. Adică dacă e vreo problemă, ajungem oricum la cezariană. De ce să nu încercăm să naștem natural? La mine așa a fost. Eu n-am fost împotriva cezarienei dacă erau probleme cu copilul, dar am zis că să fie ultima variantă. Dar sunt la spital. Absolut. Și se poate face oricum. Adică acolo oricum ajungi, dar să nu optezi din prima. Așa m-am gândit, așa a fost logica mea. Da. Pentru că marea majoritate a
pacientelor care aleg să nască prin operație cezariană, o mare parte din ele regret această alegere. Știu. Dacă n-a fost o indicație medicală. Da, dar frica, din păcate, e foarte... ți-e indusă și de, poate de cum a născut mama ta, pentru că nu avem niște experiențe foarte frumoase din trecut, și de experiența prietenilor. Pentru că dacă toate prietenii în jurul tău au născut prin cezariană, cumva te gândești că așa e mai bine. Apropo de asta, diferența între o naștere nemedicalizată și una medicalizată. Nașterea nemedicalizată e așa zis ultravaliu natural, când se așteaptă declanșarea contracțiilor care poate să aibă loc în preajma datei probabile a nașterii, adică în săptămâna 39-40, uneori 41 spre 42 de săptămâni. În momentul Dar chiar cât se poate aștepta în România? Că știu că e un... Protocoalele spun toate 10 zile peste termen, adică 41 de săptămâni și 3 zile. La 41 de săptămâni și 3 zile trebuie recomandată nașterea, adică noi recomandăm nașterea. Cum se realizează nașterea depinde foarte mult de fiecare caz în parte. Se recomandă inducția travaliului la 41 de săptămâni și 3 zile. Declanșarea spontană a travaliului fără administrarea niciun medicament și fără efectuarea vreunei manevre care să declanșeze acest lucru. Cel mai frecvent se declanșează întâi contracțiile, care la început sunt neregulate, apoi pe măsură ce trece timpul pot deveni regulate. În momentul în care devin regulate la distanță de 5 minute una de alta, noi recomandăm gravidelor să se prezinte la spital. Adică regula de prezentare la spital în cazul unui travaliu natural, discutăm strict despre sarcinile care n-au riscuri asociate și care au fost supravegheate, este să se prezinte la spital când au contracții la 5 minute, care îți dureze cam un minut, și acest lucru se desfășoare pe o perioadă de o oră. Acea regulă 5-1-1 e cel mai des recomandată, pentru că dacă respectă această regulă, când vin la spital, vin deja cu dilatație mai mare de 5 cm și perioada până la naștere e foarte scurtă. Ce e bine să știe ele și din ce am mai vorbit cu mămici, e bine să stai acasă poate cu o moașă sau cu o dula care te poate ajuta și care poate să și aibă grijă să fie tot ok, că de obicei noi ne grăbim gravidele să mergem să fie totul în regulă, să fie safe, să fim safe, că ne e frică, mai ales la prima naștere. Dar dacă ai o moașă sau o dula cu tine care te poate și sprijini și fizic și psihic, ai nevoie de asta, poți să stai mai mult acasă și travaliul poate să fie mai ușor și mai puțin dureros decât la spital, unde ești într-un mediu mai agitat. Da, este așa. Adevărat, doar că avem nevoie de acei specialiști care să fie capabili să urmărească un travaliu acasă. Pentru că acele complicații grave pot apărea în timpul travaliului, iar dacă nu sunt sesizate... Măcar până la contractele regulate. Da, dacă acele complicații nu sunt sesizate la timp, lucrurile se rezolvă mult mai greu. Da, de asta și spus că cumva e mai bine să stai cu o dula sau cu o moașă, cu cineva care știe despre ce e vorba, nu să stai doar tu singură. Dulele, din păcate, sunt persoane care nu intervin în doar cu practica suport, medicală și ele sunt foarte binevenite pe partea emoțională, pentru că acolo majoritatea... Da, mi-aș dori și o dula și o moașă, adică dula ca să te ajute cu masaj și moașa să fie pe partea medicală. Exact, asta ar fi ideal. Ar fi minunat. Probabil că în țara noastră o să mai avem de așteptat până o să întâmple așa ceva, pentru că avem personal insuficient. Da, văd că, adică eu când eram gravid am vorbit la un moment dat cu o dula, mi-am dorit și am găsit o pagină unde erau aceste persoane care te puteau ajuta să facă un masaj, să te consilieze, să te ajute chiar și înainte. Da, doar că aceste persoane trebuie neapărat dublate de cineva cu experiență medicală pentru a fi complet pe partea sigură a lucrurilor. Uh-huh. Pentru că există anumite mămici, anumite paciente care consideră că pot să vină la spital doar la naștere și să supravegheze tot travaliul acasă. Ceea ce e posibil, că 80% din travalii, 80% din nașteri, se desfășoară normal, statistic vorbind.
Da. 80% înainte se desfășoară normal. Naștea. Tatăl meu s-a născut acasă. Toată lumea naște acasă, pentru că 8 din 10 copii n-au nicio problemă. Dar ne referim aici la cei 2 din 10, exact, care nu sunt de ignorat. Pentru că sunt 2 copii la 10 copii care au nevoie de vreo intervenție din partea personalului medical. Și bineînțeles că marea majoritate merg fără niciun fel de problemă. Dar dacă nu-i detectăm pe acei 2 din 10... Da, sunt riscuri putem avea complicații. Și nici nu avem un serviciu, adică în afară știu că există, adică poți să naști acasă și dacă sunt la ambulanță se există, întâmplă foarte repede. În Marea Britanie, moașele cele mai experimentate, după ce și-au definitivat pregătirea în cadrul spitalului și în cadrul sălii de nașteri, ele se duc și asistă nașterile la domiciliu, community midwives, și au la dispoziție ambulanță sau dacă se sizează că e o problemă, imediat e un acces la spital foarte rapid. Asta de fapt face diferența. Ceea ce la noi încă acest acces la spital nu e foarte bine organizat. Exact. Și nici persoanele respective care să meargă să asiste nașteri la casă încă sunt insuficiente pentru a desfășura la nivel general acest lucru. Da. Ați avut paciente cu endometrioză care au născut natural? Sunt multe. Endometrioza e o boală a secolului pe care o au foarte multe femei. Și, bineînțeles, multe dintre ele rămân și gravide. E, într-adevăr, un factor de infertilitate și multe rămân gravide cu reproducere asistată, o fertilizare in vitro. Dar, da, sunt multe mămici care au endometrioză și care reușesc să obțină o sarcină. Avantajul este că sarcina oprește oarecum evoluția bolii pe perioada în care nu există menstruație și pe perioada lactației. Deci acele mămiși se bucură de o perioadă de pauză, să zic așa, în evoluția bolii. Bun, deci cumva e foarte bine să facă un bebe. Absolut. Unele chiar au recomandare de a rămâne gravidă pentru a ameliora simptomele. Super. Dacă bebe nu copoară, cât se poate aștepta? Care este maximul pentru nu a avea stres fetal? Depinde la ce ne referim prin coborâre. Copilul coboară și în ultimele săptămâni de sarcină pasiv, adică ajunge cu capul în micul bazin matern și coboară la naștere în timpul travaliului, în perioada 2 al nașterii. Cred că de coborârea din timpul nașterii. Depinde. Regula conform protocolelor e de 3 ore la o gravidă care e la prima naștere și care are anestezie epidurală, respectiv 2 ore dacă nu are anestezie epidurală și cu o oră mai puțin pentru multipare, pentru cele care au mai născut. Deci 2 ore cu anestezie epidurală, respectiv o oră fără anestezie epidurală. Astea, bineînțeles, sunt niște ghiduri care sunt aplicate și sunt recomandate, dar fiecare caz e individualizat. Exact. Ceea ce se întâmplă în sala de nașteri nu se desfășoară tot timpul după niște criterii clare. Este. Și fiecare caz trebuie privit ca ceva unic. Și este unică. Exact. Fiecare naștere e unică, cel puțin nașterile naturale. Și nu putem să condiționăm o gravidă care a mai născut, de exemplu, un copil, care a stat pe dilatație completă o oră și totuși n-a născut, să-i spunem că are ceva în neregulă. Poate naște după o oră jumate de dilatație completă, poate contracțiile n-au fost suficient de puternice încât să se nască acel copil într-o oră. De asta zic, trebuie în practica medicală evaluat progresul. În momentul în care există progres, adică acel copil se apropie de naștere, el trebuie susținut și lăsat să-și parcurgă drumul. În momentul în care se blochează și am așteptat o perioadă suficientă și cel progres nu apare, atunci, bineînțeles, trebuie consiliată gravida cu măsurile la care acum poate răspunde. Vreau să vă întreb, ce se poate? Adică dacă nu coboară, ce se întâmplă? Folosim ustensile, folosim ceva sau recurgem la cezarian? Depinde, e foarte importantă implicarea gravidei în factorul decizional. Da, ajută foarte mult și, de exemplu, ca gravida poate să meargă, să stea într-o poziție gravitațională. Absolut, ajută. Deplasarea în travaliu, poziția în ortostatism ajută coborârea craniului fetal, dar ne referim strict la situațiile în care având luate toate măsurile astea, totuși s-a produs un blocaj. Iar în momentul în care s-a produs un blocaj, depinde unde este acest blocaj. Dacă e craniu fetal suficient de coborât, există și varianta nașterii cu ajutorul instrumentelor,
ventuza obstetricală cel mai des folosită, forcepsul care se folosește sau terminarea nașterii prin operație cezariană. Trebuie avut în vedere faptul că operația cezariană în momentul în care capul copilului e foarte coborât e mult mai periculoasă decât o naștere cu instrumente ușoară. Da. Când craniul copilului e suficient de coborât, de obicei nașterea cu instrumentele e o naștere ușoară. Da. Nașterea prin cezariană... Lumea are frica aia de forceps, pentru că auzeam pe vremea lui Ceaușescu de forceps și însemna copii cu probleme. Și avem impresia că forcepsul ne deformează și că creează probleme... Nu creează niciun fel de... Bineînțeles, există riscuri cu fiecare manevră aplicată unui pacient, e grevată de anumite riscuri. Riscurile astea sunt mici, se întâmplă rar atunci când instrumentul respectiv îndeplinește condițiile standard conform protocolului, iar nașterea se poate realiza în condiții de siguranță. Bun, asta vreau să aud. Miturile și nașterea. Pentru că aud atât de multe mămici care îmi scriu: a, eu eram prea scundă, aveam piciorul mic, bazinul mic, aveam miopie, n-am putut să nasc natural. Și tot așa și continuă. Sunt multe mituri de genul ăsta care în alte țări nu se discută. Sunt literă de lege. Ele au originea în practică obstetricală veche, în care, neavând la dispoziție aparatură performantă cum există în zilele noastre, se estimau greutățile copiilor după anumite măsurători clinice, după anumite măsurători ale bazinului și se făceau diverse corelații, astfel încât s-au ajuns la măsurătorile pelvisului în comparație cu piciorul, dar toate s-au dovedit... Deci vin de undeva. Vin de undeva, într-adevăr. Toate s-au dovedit a fi false. Și ultimele investigații în materie au relevat faptul că fiecare gravidă poate să facă un copil pe care poate să-l și nască. Da. Gravidele mai mici fac copii mai mici, cele cu bazinul mai mare fac copii mai mari. Important este să nu există o patologie asociată sarcinii respective care să schimbe bunul mers al lucrurilor. De exemplu, o patologie asociată des întâlnită e hipertensiunea asociată sarcinii sau diabetul. Cel mai des întâlnite sunt aceste două afecțiuni care pot influența creșterea copilului. Hipertensiunea cauzează restricție de creștere, diabetul cauzează macrosomie și copii mai mari. Și astfel, balanța naturală a lucrurilor e un pic dereglată și acolo, în situațiile respective, pot într-adevăr apărea probleme. Dar problemele se detectează prin investigații, prin analize, prin ecografii și nu prin măsurarea piciorului sau... Sau miopia, că și de miopie. Bunica mea a născut de două ori natural. Apropo, bunica mea a născut în anii 57, născută maică mea, unchiul meu în 52, parcă, după o sarcină, adică a murit copilul, i-au făcut cezariană, a scos copilul mort și după aia a avut două nașteri naturale. Adică atunci se putea. Da, v-am zis că se poate și astăzi. Din ce în ce mai mulți colegi susțin nașterea pe și cale vaginală. Și cu miopie 12, minus 12 avea bunica mea. Da, indicația asta de naștere prin cezariană pentru miopie e de cele mai multe ori venită tot din recomandări din trecut, când se considera că miopia se poate agrava. Există anumite probleme oftalmologice. Da, și dezlipirea de retină știu că e o problemă. Care pot predispune la dezlipire de retină în cadrul efortului expulziv la naștere. De aceea, orice gravidă care are o oarecare patologie oculară, E bine să-și facă un control în timpul sarcinii pentru a exclude alte probleme asociate. Miopia nu e o indicație de naștere prin operație cezariană și toate gravidele care doresc să nască natural cu această miopie o pot face. Apăsatul pe burtă și episiotomia. Când sunt necesare și cum pot medicii care practică episiotomia să renunțe la ea? Pentru că sunt foarte mulți care spun, ok, naștem natural, dar cu episiotomie, fără eu nu nasc. Apăsatul pe burtă e tot din categoria grăbirea travaliului, din vari motive administrative sau comportamentale, emoționale, nu e recomandată. Iar episiotomia este incizia care se practică la nivelul perineului, chirurgical, o incizie care se realizează cu instrumente chirurgicale. De asta mi-a fost cel mai frică.
îți zic sincer. Pentru că maică mea mi-a povestit că ei au făcut și nu mi-a fost frică deloc de naștere, dar de fiziotomie mi-era groază, efectiv. Da, practic se secționează mușchii la nivelul planșeului pelvien. Sunt studii recente care au demonstrat că este mai ușoară recuperarea după o lacerație spontană a perineului. La mine așa a fost. Versus o vindecare... Mă scuzați că vă întrerup, îmi spuneau asistentele de hai, da, ce frumos te-a tăiat domnul doctor. Și eram, nu, eu m-am rupt singură. Da, da, versus o incizie cu epiziotomie. Ceea ce e de punctat aici e că gravida poate să facă o pregătire înaintea nașterii. Asta pentru vreau să întreb, cum se poate evita ruptura de perineu? Era următoarea întrebare. Pentru a preveni ruptura de perineu, există anumite pregătiri care poate să le facă, pe care poate să le facă gravida înaintea nașterii. Masajul perineal s-a studiat, aplicarea de complexe calde în timpul travaliului la nivelul perineului sau exercițiile Kegel dinaintea travaliului pregătesc toate perineul și îmbunătățesc elasticitatea musculară astfel încât la naștere perineul să se destindă și să nu se rupă. Da, trebuie să recunosc că mi-a fost lene să fac Kegel. Era, adică părea foarte ușor, dar mă plictiseam foarte repede. Acum îmi pare rău că n-am făcut. Da, sunt foarte... Adică ne ajută și pe noi ca medici. Un perineu care e extensibil e mult mai ușor gestionabil în timpul nașterii și protecția perineală, cum o realizăm noi pentru a preveni rupturile severe, e mult mai ușor de făcut la un perineu care e pregătit. Pe de cealaltă parte, nu trebuie să uităm și de... utilitate, adică de fapt de ce există epiziotomia. Există anumite situații în care se pot produce lacerații severe, adică rupturi severe ale perineului care să influențeze și canalul anal și sfincterul anal. Acele rupturi sunt deosebit de importante pentru că vindecarea lor e foarte nevoioasă și se poate solda cu multiple intervenții și reconstrucții ulterioare. Așadar, în acele situații, când există tendință de ruptură, de câteodată nu se pot evita aceste rupturi severe. Deci le avem doar în cazuri extreme. Dar câteodată se pot evita și la anumite perinee care sunt foarte rigide sau când se observă o ruptură care se propagă către sfincterul anal, e mai de preferat o epiziotomie care se vindecă într-adevăr mai greu decât o lacerație de gradul 2, dar se vindecă mult mai rapid decât o lacerație de gradul 4, de exemplu. Da. Ce înseamnă 80% operații de cezariană? Spun acest procent pentru că e un procent al unei clinici private din România. De ce avem un astfel de procent și ce se poate face pentru a scădea acest procent? E un procent extrem de mare, 80%. Înseamnă că 8 din 10 femei nasc prin operație cezariană, ceea ce înseamnă că actul nașterii s-a transformat în act chirurgical. Nu știu de ce s-a ajuns acolo și de unde, despre ce locație e vorba. O să se facă publice, am înțeles că de curând datele vor fi... Ar fi normal să fie publice peste tot, de fapt, aceste procente, pentru că multe spitale ascund și nu vor să spună care e adevăratul. Într-adevăr, au fost multiple studii și noi am făcut multiple studii în ceea ce privește incidența operației cezariene, pe care încercăm să o ținem sub 40% și 40% e foarte mare, dar 80% e enorm de mare. Și am ajuns la concluzia că această incidență crescută are două componente. Componenta maternă, acele gravide de care discutam, suficient pregătite, care au frică de naștere, care nu au găsit o moașă cu care să discute înainte de naștere, care n-au participat la școala părinților, nu știu ce se întâmple. Poate și o consiliere în spitale ar fi bună, dar poate unele spitale, ca cele private, de exemplu, că e vorba de un spital privat, nici nu își doresc să aibă nașteri naturale, pentru că nașterile prin cezariană sunt mai ușoare, mai ușoare, în sensul că sunt mai rapide și aduc probabil mai mult din punct de vedere, probabil din punct de vedere financiar sau alte lucruri, alte implicații sunt acolo, dar actul nașterii n-ar trebui să învârtă în jurul acestui aspect. Pentru că nașterea pe cale vaginală e incomparabil
mai bună decât nașterea prin operație cezariană. Bineînțeles, la gravidele care pot să facă acest lucru, da, nu vorbim de cine excepție, are indicație de operație cezariană, pentru că acolo cu siguranță n-am ce să facem. De aia naștem la spital, cum spuneam, da. Adică să fim sigure că totul e ok și că vom fi ok. Și experiența mamei, adică pe mine nașterea naturală m-a făcut, și am tot spus asta, m-a făcut extrem de puternică și mi-a dat seama de cât de puternic am născut eu. Pentru că noi avem impresia, apropo de vreau să nasc cu medicul X, că medicul ne ajută la o naștere naturală, când da, ne ajută într-un caz excepțional, dar noi naștem singure, adică absolut, acolo e vorba de noi. Avem nevoie într-adevăr de un suport și e foarte important să avem un suport și să avem încredere în oamenii de acolo, dar totul e făcut de tine. Totul depinde de pregătirea fiecăruia, într-adevăr. Aici vreau să ajung și a doua componentă a acestei incidențe mari, e și de partea cealaltă a baricadei, când medicul practic dorește să termine nașterea, că să termine eventual programul de lucru sau eu știu ce alte lucruri mai sunt de făcut din punct de vedere administrativ. Ceea ce din nou trebuie să treacă pe planul 2, astfel că nașterea nu trebuie să desfășoare după programul medicului, ci trebuie să desfășoare după bunul mers al lucrurilor. Da. Cumva cred că s-a și permis mult timp să iei decizia ca medic cum... S-a permis și se permite treaba asta, pentru că nu te întreabă nimeni de ce ai tu ca medic doar cezariene, de exemplu. Dar sunt medici, pentru că știu și eu persoane, care spun de la început, eu nu fac decât cezariană. Și există foarte mulți. Și cred că nu mai au experiență în nașterea naturală și se creează un cerc vicios. Dar există și pacientele care se duc la acești medici care fac doar operație cezariană, pentru că ele își doresc nașterea prin operație cezariană și e vorba de primul grup. Da, doar că dacă ar exista un suport și poate o consiliere și medicul să te trimită spre o moașă, că poate multe nu știu sau nu au auzit de cursuri. Sau bine, cu toate că în sarcină afli de toate, că și eu am aflat la fel de toate cursurile. Tu zici, lasă că eu merg pe mâna doctorului și doctorul știe, pentru că există o chestie de asta în România, că doctorul știe și face, iar în ceea ce privește naștere, din păcate, e cumva și o comoditate. O comoditate sau o rutină, nu știu, s-a ajuns undeva, într-un punct. Este exact ceea ce discutam la început, soluția e echipa. Atât timp cât există și personal medical care lucrează în echipă și pacienta se adresează unei echipe și nu se adresează unei singure persoane, exact, care poate în momentul respectiv, efectiv, nu e implicat într-un altă acțiune. Poate se întâmplă să fie prins într-o operație, într-o intervenție chirurgicală. Tot timpul m-am gândit la asta, apropo de naștere, că nu nasc cu medicul de cardă, nasc cu medicul meu. Dar dacă medicul tău s-a dus la o petrecere în seara aia, adică noi avem toți o viața noastră, adică nu putem tot timpul să fim la dispoziție și atunci e mai bine să naști cu medicul de gardă care ai pregătit. Și da, la spitalele de stat cred că sunt medici foarte bine pregătiți și pe nașteri naturale și spontane, pentru că s-ar putea ca te duci la un spital privat, să zicem, cu care ai contract și medicul de gardă să nu fie pregătit pentru nașterea naturală, pentru că nu are experiență în nașteri naturale. De marea majoritate a medicilor termină o perioadă de training care se realizează în spitalele în care există multe nașteri pe cale naturală. Deci lipsa de experiență e ceva ce n-ar trebui să existe. N-ar trebui să existe, corect. N-ar trebui, dar din păcate există. Știu că eu la un moment dat am ajuns la urgență, făceau monitorizare la 37 de săptămâni și aveam un problem că n-aveam oscilațiile alea destul de... Și era o doamnă doctor de gardă care mi-a zis, haideți că facem o cezariană, poate în seara asta. Mamă, iar eu am început să plâng isteric și ea nu înțelegea de ce plâng. Și am zis că nu vreau, că nu știu ce. Și fain frumos am prins-o de gardă când am născut aceeași doamnă doctor. Sunt anumite aspecte pe care un medic trebuie să le știe în timpul monitorizării unui travaliu. Într-adevăr, supravegherea și asistența la naștere pe cale naturală e mult mai dificilă din punct de vedere profesional decât nașterea prin operație cezariană. Operația cezariană are niște pași standard care se repetă de rutină la fiecare, la marea majoritate. Dar cum spuneați că există riscul foarte mare la operație. E o operație. Nu știu, cred că e cea mai importantă abdominală. Nu știu, mai există ceva mai important? E o intervenție de anvergură medie. Pe când nașterea pe cale naturală predispune deținerea unor cunoștințe serioase
În principal, cele de monitorizare a fătului. Există niște aparate care monitorizează fătul în sala de naștere, care se numesc cardiotocografie, iar această subspecialitate a obstetricii se numește cardiotocografie. Și e la fel ca monitorizarea EKG la inimă, doar că monitorizăm inima copilului din uter. Iar această cardiotocografie e un subdomeniu care necesită o experiență foarte mare și cazuri foarte multe pentru a-ți forma o conduită corectă. Acum, noi de curând am reușit și am scris chiar un manual, o carte despre cardiotocografie, pe care o recomandăm tuturor medicilor să o achiziționeze și să o aibă în biblioteca lor. Se numește Monitorizarea cardiotocografică. Da, pentru că pot fi cumva excepții care de fapt să nu fie excepții, exact, ci să fie... Și e bazată, această carte e bazată strict pe experiența de ani de zile în ceea ce privește nașterea naturală. Apropo, cred că copilul meu dormea și avea circulară de cordon, ca circulară, și cred că de acolo au fost diferențele. Așa mă gândesc eu acum, atunci, în momentul respectiv. Acest subdomeniu e foarte complex. Există foarte multe semne pe acele monitorizări, unele de siguranță, altele de alarmă, și e foarte important să fie cunoscute atât de medici cât și de moașe, pentru că moașele sesizează primele modificări. Da, da, așa e, că și la mine tot la fel a fost. Întrebarea continuă cumva, că este operația de cezariană mai ușoară decât nașterea naturală? Educație pentru mamă, educație pentru medici, pentru că cred că și acolo e... E invers proporțională ușurința. Adică operația cezariană, da, poate să fie mai ușoară pentru medic, pentru că sunt anumiți pași standard care se urmează, dar pentru gravidă e cu siguranță mai grea recuperarea decât după nașterea naturală. Într-adevăr, diferența la nașterea naturală e că e perioada aceasta a travaliului, care nu cumva e o perioadă trece care... dincolo. Nu e și asta o trecere? Nu e ceva prin care trebuie să treci ca să ajungi? Nu știu, n-ar trebui să înțeleagă mamele că face parte din noi și că am fost create pentru că suntem capabile să facem asta? Da, asta e o diferență de percepție și e ceva ce nu putem influența noi din punct de vedere medical și e mai mult o problemă de etică. Adică, în fond și la urmă, fiecare... scuzați-mă că vă întrerup, dar am citit o chestie că dacă generații întregi pornaște prin cezariană, la un moment dat o să ne pierdem abilitatea, corpul se readaptează. Există treaba asta? Există, de exemplu, uitați ce se întâmplă în Egipt, în Cairo, unde sunt foarte multe operații cezariene și la aceeași pacientă, și ajung să se confrunte cu complicații extrem de grave datorată sarcinilor multiple cu utere cicatriciale și care se soldează, din păcate, cu foarte multe decese fetale materne. Deci ceea ce se întâmplă acum în Egipt e rezultatul unei atitudini de a termina nașterea doar prin operație cezariană. Ne ducem acolo, pentru că dacă o mamă la 20 de ani naște prin cezariană, poate până la 30 mai are câteva sarcini. Că dacă faci un copil la 40, 38, 40, poate mai faci unul maxim. Nu mai ajungi să faci mai mulți. Dar dacă la fetele tinere nasc prin cezariană, deja e o problemă. Ceea ce e un pic diferit la noi e că mare majoritatea populației fac un copil 2, maxim 3 copii. Da, în Egipt și probabilitatea acolo... să apară acele complicații severe e foarte mică. Complicațiile severe după cezariene multiple se apar după a patra cezariană. Și în America de Sud e problema asta, în Brazilia, exact. Care am un documentar, că e aceeași problemă ca la noi, cam 80% la ei nasc prin cezariană. Ce părere aveți despre nașterea în apă și care sunt beneficiile și unde se poate naște în apă în București? Știu că se putea la un moment dat, nu știu dacă se mai poate acum. Din câte știu, în București nu mai e posibil. Știu că era la Constanța la un moment dat. Există la Constanța, da. Și cred că undeva în Timișoara, undeva în zona de vest. Nu știu cu siguranță să vă spun asta. În spital de stat cu siguranță nu se poate naște în apă. Beneficiile am văzut pe perioada în care am fost la o specializare în Anglia, unde existau naștere în apă de rutină. Și această naștere în apă se bazează foarte mult pe confortul gravidei. E un confort mult mai mare în apă și o toleranță a durerii crescute.
Și practic e considerat că nașterea se, mecanismul nașterii e ajutat de imersia asta în apă. Ai nevoie de experiență ca moașă să, și ca doctor să asiști o gravidă care naște în apă? E nevoie de o experiență suplimentară, pentru că efectiv expulzia se desfășoară în apă și monitorizarea se desfășoară sub apă și trebuie să existe aparatură care să poată fi folosită în apă și moașe cu experiență care să poată folosi această aparatură sub apă. De obicei, cine asista nașterea în apă erau persoanele care aveau cea mai mare experiență la nașterile. Deci, propriu-zis, nașterea în apă standard. E foarte bună pentru gravidă și mai puțin pentru personal și de aia confortabil, mai puțin confortabil pentru personal, pentru că e și mai dificil din punct de vedere tehnic. Poate să ajungem acolo pentru și poate că presupune să ne uităm un pic mai mult la schimbat gravide. Apa din bazin, sterilizat, adică după ce se termină o naștere în apă, curățenia, sterilizarea care trebuie să aibă loc în încăperea respectivă e mult mai consumatoare de timp decât după de o naștere. Poate. Da, probabil și financiar e o diferență foarte mare. Da. Știu că la un moment dat exista o clinică în București, privată, unde exista toată aparatura necesară și tot pentru aceasta, dar au stopat. Avem nevoie de un spital nou în București, o maternitate unde să se desfășoare nașteri, atât cu risc crescut, cât și nașteri cu moașa. Avem nevoie de așa ceva, sunt foarte multe gravide. Sunt foarte multe paciente care se așteaptă ca la naștere să primească o asistență maximă și faptul că avem o limitare a locurilor ne incomodează oarecum în asigurarea asistenței maximale pe care am putea să o acordăm gravidelor. Deci avem nevoie de un spital unde să facem și nașterea în apă, unde să asigurăm și nașterea cu moașa. Să găsim și moașele cu care să discutăm, exact. Să găsim și consiliere psihologică, pentru că și mămicile care au născut ar putea să aibă nevoie de consiliere psihologică, pentru că multe îmi scriu că am născut, dar nu mai vreau al doilea copil, pentru că a fost o naștere, a fost greu la recuperare, și atunci cumva avem nevoie și de să găsești tot într-un loc și să fie un loc prietenos. Și absolut. Și avem nevoie de spațiu, în primul rând, să nu fim nevoiți să grăbim travalele și să putem să le cazăm pe întreaga perioadă. Asta e o altă problemă, într-adevăr, grăbirea travalilor, pentru că, din păcate, am avut foarte multe povești în care, de fapt, problema a fost grăbirea și știu că o naștere are nevoie, în primul rând, de răbdare, de foarte multă răbdare. De cele mai multe ori în București, în spitalele de stat, grăbirea travalilor e o problemă administrativă cauzată de lipsa de locuri. În momentul în care există o gravidă în travaliu și alta așteaptă să intre în travaliu și trebuie să nască amândouă, trebuie găsit o soluție. E un job foarte greu pentru medici și foarte multă greutate pe umerii lor. Mi se pare că sunteți extraordinar că faceți și că promovați așa și că faceți și că vă luați din timp. Este wow, adică mi se pare genial. Și că ați acceptat să vă întâlniți cu mine și să-mi răspundeți la toate întrebările. Și sper din suflet să le ajute pe viitoarele mămici și să le răspundă și mămicilor care își mai doresc copii întrebărilor. Și nu știu, vă mulțumesc din suflet, a fost o plăcere să vă am alături și să povestim. Și da, sperăm, concluzia e asta, sperăm pentru acest spital magic pe care sper să-l prind în viață. Da, și noi sperăm. Și așteptăm mămicile să-și dorească mai mult nașterea pe cale naturală. Și decât eu la fel, și îmi doresc să se informeze, că asta le spun mămicilor din comunitatea mea, informația face diferența. De fapt, aici cred că dacă cu cât te informezi mai mult, cu cât îți dai seama de puterea pe care o ai în tine și de ce e mai bine și pentru tine și pentru bebelușul tău, în caz de cazuri fără excepție, adică nu cazuri excepționale. Vă mulțumesc mult de tot și sper că ați stat până la final cu noi.